Telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Biserica în Actualitate. Fiți de săvârșiți spre cum și Tatăl vostru Cel Ceresc desăvârșit este. Iată, la acest îndemn, la această chemare către desăvârșire, suntem chemați toți, încă de la afacere, să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Suntem chemați către sfințe. Oameni simpli, ca și noi, ascultând aceste chemări, au urmat lui Hristos. Și-a urmat Domnului. E bine, iată, aceștia sunt sfinții. Sfinții care au trăit ca niște îngeri în trup, care și după plecarea lor din această lume, iată, au făcut în continuare minuni. Moaștele sfinților care sunt cercetate de către credincioși și mulți dintre aceștia primesc tămăduire sufletească și trupească. Mulți dintre dintre creștini, dintre pelerini, aleargă către
această întâlnire cu Sfinții, despre care ne propunem să vorbim în emisiunea de astăzi. Invitatul nostru este Părintele Profesor și Priian Vișoiu de la Seminarul Teologic Teoctis Patriarhul din Giurgiu. Bine ați venit, Părinte Profesor! Bine v-am regăsit, Doamne ajută! Părinte Profesor, sau acest, mai bine zis, aceste pelerinaje în viața creștinului, în viața credincioșului. Menționat încă de la afacere atunci când Adam și Eva au fost alungați din rai, pierzând legătura cu Dumnezeu, aceea din paginile Sfintei Scripturii că se întâlneau cu Dumnezeu în răcoarea serii și Dumnezeu îi cerceta și se bucurau de vederea lui după ce au fost alungați. Simți foarte tare această alungare, această stare pe care au pierdut-o și au căutat, au plecat în căutarea lui Dumnezeu, au căutat tot timpul să țină legătura cu Dumnezeu și probabil că așa s-a și născut pelerinajul. Cei care au împlinit voia lui Dumnezeu, anume Sfinții, au fost și ca modele pentru credincioși, care plecau în căutarea lui Dumnezeu și de aceea probabil că s-a ajuns până în zilele noastre ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu acolo
clară că el există. Iar sfinții noștri la care mergem un pelerinaj sunt exemple și modele că Dumnezeu este viu și că ceea ce scrie în Sfânta Scriptură nu este o minciună, ci sunt lucruri adevărate. De aceea Sfinții rămân cu trupurile întregi neputrezite, căci Harul Duhului Sfânt lucrează prin ei și dau credincioșilor răspuns lor, la cererile lor. De fapt, la această problemă, la această stare a lipsei lui Dumnezeu din viața omului. Pelerin așadar este un mijloc prin care fiecare om și în special credincioși și noștri ortodoxi este un mod prin care reușesc să se apropie de Dumnezeu, să-L facă simțit în viața lor, mai ales știind că au nădejde de această Sfinții mijlocesc pentru fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu. Așa și citim în paginile Sfinte Scripturi că Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, iar lucrarea lui Dumnezeu se face resimțită prin Sfinții. Mântuitorul Hristos chiar așa ne-a și îndemnat și ne îndeamnă și citim și în Vechiul Testament: fiți sfinți că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sfânt sunt. Biserica noastră ortodoxă special este plină de sfinți încă de la începuturile
Hristos, urmașii săi apostoli și toți cei care au crezut în învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mulți credincioși aleargă la această întâlnire cu Sfinții. La aceste momente atât de frumoase, atât de deosebite în viața lor. Și vedem că această întâlnire cu Sfinții, iată, se face cu osteneală, cu nevoință. Începând de la acei bani pe care credincioșii pregătesc pentru transport, pentru că, iată, merge la Iași, spre exemplu, la Cuvioasa Paraschieva, pelerinajul a fost săptămâna trecută, pe 14 octombrie, sau în această săptămână, de pe 10 până pe, iată, 17-18 octombrie, deci spuneam că începe nevoință, dar încă de când îți rămâi banii pentru a avea de drum. Ajungând acolo, sunt acele impresionant de zeci de mii de oameni care stau ore în șiri peste 10-14 ore ca să ajungă la această întâlnire cu Sfinții. Cum cum este această pentru fiecare? Cum poate fi cât de folositoare este această nevoință la
Sfinții, Părinte Profesor. Eu cred că este de mare folos și din mărturiile celor care au participat la asemenea pelerinaj și ne-au mărturisit și nouă. Am cunoscut că de mare folos este acest pelerinaj. Chiar mi-aduc aminte de o doamnă fică care mi-a povestit ce bucurii a avut în zilele trecute mergând la Sfânta Cuvioasă Parascheva la Iași. Bucuria, în primul rând, este că cu toate că au stat ore în șir la rând, n-au simțit nicio oboseală, n-au simțit nici frig. Din contră, au simțit o mare bucurie în suflet și o mare liniște și multă liniște. Iar atunci când au ajuns în fața Sfintelor Maște, Sfânta încă o dată foarte multe de mărturii sunt. Sfânta i-a bucurat pe cei care au stat la rând pentru credința lor, i-a bucurat foarte mulți mi-au mărturisit că au simțit căldură până în mâna pe Sfintele Maște, până în mâna pe mâna Sfintei, au simțit că este cald, au simțit că este moale, că este vie. Ceea ce i-a bucurat foarte mult, sigur. Apoi toate manifestările care s-au întâmplat acolo legat Sfintele slujbe pe care sunt deosebite, unde participă și ierarhii noștri ortodoxi și părinții slujitori de pe la mănăstiri și de acolo din Iași și sigur și împrejurimi și toate cele care
s-au săvârșit în, în zilele acelea. Chiar mi-a mărturisit cu mare bucurie această doamnă spunându-mi că a venit mult mai încărcată duhovnicește și mai întărită sufletește, mai ales că este și încercată de o boală, așa cum fiecare dintre noi suntem încercați mai mult sau mai puțin de boli sau de suferințe sau de necazuri sau de ispite. Desigur că este de mare folos pentru cei care înțeleg. Din păcate, și trebuie să menționăm lucrul acesta, mass media, presa, normal ar trebui să fie în slujba oamenilor și să îi informeze corect pe oameni, deformează adevărul despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în mod tendențios, căutând să denigreze biserica, căutând să denigreze pe sfinți. Și chiar citeam în mass media zilele trecute legat de pelerinajul acesta la Sfânta Cuvioasă Parascheva, articole tendențioase la a sfinților și mă gândeam cu toate că Sfânta Parascheva este denigrată de către mass media și se spun lucruri neadevărate. Ea Sfânta stă liniștită acolo în raclă, bănuiesc că nici nu se supără și aș vede de treaba ei, adică că îi așteaptă credincioși și îi răsplătește cu minuni, pentru că Sfânta face foarte multe minuni. Sunt oameni care s-au vindecat de cancer, de alte boli necruțătoare. Oameni care au reușit să-și rezolve foarte multe
credință la Sfânta Parascheva să mijlocească înainte de Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor lor. Așadar, chiar dacă sigur că trăim într-un secol în care chiar marele filozof Andrei Malraux spunea că va fi sau nu va fi religios. Probabil că nu mai este atât de religios pe cât ar fi trebuit să fie, însă totuși cei care resimt greutățile vieții acestea nu întârzie să apeleze la sfinți și să ceară ajutor de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și atunci chiar mă gândeam că Sfânta asta liniștită acolo își vede de treaba ei, îi așteaptă pe cei care au credință, pe cei care să-și rezolve problemele și stă liniștit acolo și nu se supără. Am văzut cum credincioși și acolo la Iași și sigur nu mai cer ajutor zi de zi. Acum două săptămâni am ajuns la Iași și la o întâlnire a directorilor seminarilor teologice organizat acolo cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel și dimineața sigur că noi ne doream foarte să ajungem la Cuvioasa ca un magnet ne duceam gândul nostru, ființa noastră vrea să ajung la catedrală, la Cuvioasa Parascheva. Și chiar zis de dimineață, pe la 6, fără un sfert, ne-am îndreptat către catedrală, către Cuvioasa Parascheva
observat că deja stăteau la rând credincioși și sigur erau și pelerini ca noi din alte părți, dar erau și pelerini de acolo care înainte de a se duce la servici treceau pe la cuvioasa Parascheva, se închinau, se rugau, se sărutau mâna cu și după aceea liniștiți și vedeam cât se pageau așa pe chip, mergeam către servicii. Iată, spune că pelerinajul însă venirea la biserică, da? Este un pelerinaj și iarăși rugăciunea pe care o punem, temelia cea bună pe care o facem, trebuie să o facem în fiecare zi a vieții. Iată ce puteți spune despre aceste frumoase duhovnicești ale pe care iată le dobândim la această întâlnire cu Sfinții, la această întâlnire statornică cu Sfinții. Primul folos duhovnicesc este modelul de trăire creștină. Pentru că fiecare dintre credincioși care merg acolo și merg la Sfinți, întâi de toate citesc viețile lor și se folosesc și gândindu-se fiecare și gândindu-ne fiecare, măi, da, Sfânta Parascheva, cum a ajuns ea să aibă trupul întreg neputrezit, pentru că trupul
este întreg neschimbat, așa cum a fost din momentul morții. Sigur, prin trăire, prin nevoință, prin rugăciune, prin post, prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, prin ascultarea de Dumnezeu. Deci, în primul rând, credincios care trece pe acolo și așa ar trebui fiecare credincios care trece pe acolo și se închină și se roagă înaintea Sfintei, trebuie întâi de toate să urmeze Sfintei. Sigur că ea v-am spus știe are rolul ei și Dumnezeu îi îngăduie să lucreze cu fiecare credincios în parte după inima lui. Unii au parte de bucurie mai mare, alții de bucurie mai mici, poate unii nu simt nimic, depinde fiecare cu ce stare merge acolo. Depinde de credința și de credința fiecăruia. De aceea am spus că primul folos este întâlnirea în credință. Urmarea vieții ei. Urmarea vieții Sfintei Parascheva, ca de-altfel la fiecare dintre Sfinții noștri pe care i-a avem. Citeam zilele trecute într-o carte, așa despre vieții alese de sfinți, de oameni simpli care au trăit și mulți dintre ei nu sunt trecuți în calendar, dar sunt milioane și milioane de de sfinți. Dar nu sunt toți trecuți în calendar, sunt numai aceia care stau evidențiați, sigur, prin trăirea lor aleasă, printr-o lucrare aleasă în biserică. În taină sunt milioane și milioane de creștini ortodoxi care au dus viață de sfinți și citeam acolo în cartea respectivă că
simpli îndemnau pe alții să citească, să-i pomenească totdeauna la rugăciunilor pe sfinți, să-i pomenească pe toți sfinții pe care cunosc fiecare creștin. Pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, pe Sfântul Vasile cel Mare, pe Sfânta Parascheva. Știu și eu, toți sfinții pe care îi cunosc să-i pomenească la rugăciune, să zic că sfinții lui Dumnezeu cu tare roagă-te pentru mine păcătosul, Sfinte lui Dumnezeu Sfântă cu tare roagă-te pentru mine, că e foarte important să-i chemăm pe toți Sfinții pe care îi cunoaștem ori noastre, să-i chemăm să mijlocească, să se roage înaintea lui Dumnezeu pentru noi, pentru că nu numai unul sau doi sau trei, ci toți Sfinții roagă și mijlocesc pentru noi creștini, creștini ortodoxi. E sigur că foloasele acestea duhovnicești le resimțim nu numai atunci pe moment, ci le simțim și în viața de zi cu zi. Pentru că în momentul în care ai parte de o minune sau nu neapărat, ai parte de o mângâiere de partea unui sfânt când mergi să te închin la moaștele lui, la sfintele moaște, rămâi cu acea bucurie, rămâi cu această are de bucurie și ea se prelungește pe parcursul vieții până când ajungi din nou la anul și te rog să-ți ajute Sfânta să te întorci și la anul să te închizi. Primești putere ca până la anul să poți să duci greutatea zilei și a vieții așa, cu răbdare, cu credință și să rogi în același timp primești puterea să rândească Dumnezeu ca și în anul următor să poți să ajungi din nou la Sfânta. De aceea sunt oameni care merg
14, 15, 20 de ore. Stau acolo cu minții, chiar dacă plouă, chiar dacă e frig, cu umbreluța, stau acolo la rând și au parte de bucurie de la Sfânta Parascheva și nu numai de la Sfânta Parascheva și dacă îmi permiteți să și ating subiectul acesta al Sfintei, al faptului că în fiecare an mai vin și alți sfinți alături de Sfânta Parascheva. Este o întâlnire cu sfinți. O întâlnire cu sfinți. La care cum a fost și anul acesta, cu moaștele Sfintei Maria Magdalena. Sunt amironosit să ceam tocmai cu apostolii Maria Magdalena. Elena. Am avut bucuria, părinte profesor, să ajung la nu la Iași și să mă întâlnesc acolo cu vioasa Maria Magdalena și la Sfânta Mănăstire Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Telormanului. Acolo unde iată Sfintele Moaște au fost aduse de la Iași de către o delegație a Greciei și au fost lăsate spre închinare la această mănăstire care oare ca o cruditoare pe cuvioasa Maria Magdalena. Eu am ajuns în ziua de luni când acea delegație era așteptată acolo să ia Sfintele Moaște, să le ducă înapoi la mănăstirea Sfintei Monospetras din Grecia. Și vă spun, am alergat și am avut nădejde că o să ajung și am ajuns și vă spun cu multă bucurie am sărutat Sfintele Moaște de 10
a sărutat, nu mai era multă lume, dar le sărutam o dată și mai mă întorceam încă o dată și încă o dată și am simțit acea mână dreaptă a cuvioase Maria Magdalena caldă. Da. Și am văzut bucuria și a credincioșilor care erau acolo și care nu pur și simplu nu mai vreau acele doamne de la Pangar care stăteau spuneau ce ne-am dorit să mai rămân aici, n-am dorit să mai plece de la noi. Așa bucurie și atâția credincioși au venit și au stat aici la Sfintele Slujbe, la Sfânta Liturghie pe care Preasfințitul Galationa s-a vârșit-o acolo în miezul a fost foarte frumos. Ce este de remarcat la Sfânta Maria Magdalena și la moaștele, la Sfintele Imoane, de aceea bucuria a fost și mai mare pentru venirea Sfintelor Moaște, deoarece ele se găsesc în Sfântul Munte Athos, la Mănăstirea Simonos Petras, cum ați menționat, important și interesant pentru că în Sfântul Munte Athos femeile nu pot ajunge din nicio culoare, femeile nu au voie în Sfântul Munte Athos și de asemenea mulți dintre bărbați nu pot acolo. Este un loc special unde se ajunge după anumite rânduială. Sigur, nu e așa ușor de ajuns și de aceea bucuria a fost și mai mare pentru că a venit Sfânt Maria Magdalena în lume, unde sunt și femei și bărbați și copii deopotrivă și a bucurat pe foarte multă lume. Da, cum ați spus, mâna este caldă, este mai caldă decât temperatura corpului
de nimeni, din cei mai mari cercetători și doctori în științe nu au putut să explice și nu pot explica de ce mâna se păstrează caldă. Dar explicația o avem noi, biserica, pentru că știm după cum se menționează în Sfânta Evanghelie că Sfânta Maria Magdalena a fost cea din tâi care l-a văzut pe Mântuitorul Hristos învia din mort și nu numai că l-a văzut, s-a atins cu mâna de Mântuitorul Hristos cel înviat din morți. Sigur că de aceea și mâna ei a rămas așa ca o mărturie. S-a atins de Mântuitorul Hristos cel înviat din morți și s-a sfințit mai mult decât atât, s-a sfințit a gustat din viața cea cred în Hristos după a doua înviere, cum mărturisim în crez, vom avea trupurile asemenea trupului Mântuitorului Hristos în via din morți. Un trup spiritual curat, fără de păcat, așa cum a fost Mântuitorul Hristos, cum a ieșit din mormânt, iar Sfânta Tată, în gândul se de Mântuitorul, iată mâna iar rămas așa caldă și binefăcătoare. Și plus că izvorătoare de mir. Toți credincioșii care s-au închinat, cu care am mai vorbit, că au simțit acea mireazmă izvorătoare de mir care a izvorat din mâna Sfintei. Și să nu uităm că iată cu viața Maria Magdalena l-a urmat pe Mântuitorul până la capăt. Puțin au fost cei care l-au urmat până la gol pe Golgota, da? Alături
ucenicul iubirii Sfântului Ioan Evanghelistul și femeile mironosite, o găsim printre femeile mironosite pe cuvioasa Maria Magdalena, care după ce Mântuitorul iată a fost răstignit și după ce Mântuitorul s-a înălțat la cer, nu s-a lăsat și a plecat mai departe, l-a reclamat pe Pilat pentru procesul nedrept la care a fost supus Mântuitorul Iisus Hristos, și acesta în urma acestei reclamații a fost exilat. Și Sfânta Tradiție spune că în cele din urmă s-a sinucis nebun, da, după aceea față remușcărilor. Da. Este de remarcat iarăși legat de Sfânta Maria Magdalena, pentru că a fost prezentă la noi în țară și ne-a bucurat pe noi toți și toți cei care s-au înghinat la Sfânta Maște. Este faptul că din nou presa cei rău intenționat, sigur, nu toată presa, nu putem să pe toată lumea, dar cei rău intenționați poate greșim, poate nu greșim, dar dacă îi numim un pic așa forțat, chiar vrăjmaș, au trebuit să scrie un articol de denigrator la adresa Sfintei Maria Magdalena. Sigur că Sfânta Maria Magdalena nu cred că s-a dezis vreodată și nu s-a dezis niciodată de smerenie, de starea pe care a avut-o înainte să-l cunoască pe Mântuitorul Hristos. Viața pe care a dus-o înainte, dar ceea ce este important la sfinții noștri, că din starea
ridica la starea de sfințenie. Fiecare dintre noi este chemat la așa ceva de la starea de păcătoși. Fiecare să ne ridicăm la viața de sfințenie. Ceea ce ați spus și dumneavoastră, că a mers și a mărturisit pe Hristos după aceea și a mărturisit patimile, moartea și învierea Mântuitorului Hristos, minunile pe și Mântuitorul Hristos. De aceea este și numită tocmai cu apostolii, deoarece a propovăduit peste tot despre tot ceea ce a propovăduit, tot ceea ce a învățat Mântuitorul Hristos a fost prezent, a fost martor ocular la tot ceea ce s-a întâmplat legat de patimile, moartea, învierea și înălțarea la cer. Și a dat viața în cele din urmă, a murit ca muceniță pentru Hristos. Din păcate, apusul, occidentul, dintr-o, nu știu dintr-un ce motiv, au ajuns să propovăduiască, să învețe niște lucruri totale eronate legate de viața Sfintei Maria Magdalena. Mai mult s-au făcut și filme pe seama ei, cum că Doamne, poate mi-e și frică să vorbesc despre asta, să spun că ar fi trăit, ar fi fost soția Mântuitorului Hristos și alte grozăvii de autori gen Dan Brown, care scriu că la cina ce de taină de fapt persoana în tablou Da Vinci, că persoana de acolo este Maria
Alina și așa mai departe și au avut copii și primul rând am explicat și elevilor la seminar că am discutat despre subiectul acesta și le-am spus în primul omul credincios cu adevărata lui Hristos niciodată nu va crede că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să trăiască o viață normală ca toți ceilalți oameni. El n-a venit să se căsătorească, să-și lase urmași. El a venit cu alt scop, cu toate, plus că mărturisim în învățătura de a bisericii că Mântuitorul Hristos a născut fără de păcat. Deci nu era supus păcatul, avea pe toate ale omului în afară de păcat. Ce rost avea să se căsătorească și să-și lase urmași, cum am văzut în niște documentare pe la televizor, că prin Franța și prin alte urmașii Mântuitorului Hristos. Sigur că asta este o grozăvie, este o lucrare drăcească. Iar Sfânta Maria Magdalena, că ar fi fost o și cea mai cea care a știut toate secretele lui și așa mai departe. A știut, sigur, toată învățătura la Mântuitorul, dar toate până la acest grare, se numește știți, este ceea ce spune Mântuitorul în Evanghelie, este hul împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă nici în veacul acesta, nici în ceva să cei care au credință cu adevărat și care gândesc pentru mântuirea lor, niciodată nu vor crede de asemenea grozăvii legate de persoană care este om adevărat și Dumnezeu adevărat și
și de Sfinți și de Sfânta Maria Magdalena și de ceilalți Sfinți. Da. Într-adevăr, sunt multe ziua de astăzi creștinii care din tot au fost cei mai prigoniți, sunt în continuare prigoniți. Însă, sigur, trebuie să avem nădejde. Dumnezeu nu ne lasă, Dumnezeu și după cum pe Petru i-a spus marea fiind în vorbura dar cuvântul de ce bătea împotriva era pe corabie gata să se scufunde și în momentul în care Petru a spus Doamne, dacă ești tu l-a văzut pe Mântuitorul mergând pe mare poruncește la tine, vină noi, a spus Mântuitorul. Și el a pășit pe apă către Mântuitorul. Însă, iată că văzând temându-se, îndoindu-se, văzând marea vorborată, a început să se scufunde și i-a cerut ajutor Mântuitorului. Doamne, ajută-mă că pierd. L-a ridicat, i-a dat mâna grabnic, spune Pericopa Evanghelică, spunându-i puțin credinciosul, pentru ce te-ai îndoit. Cu alte cuvinte, păcătorul cerului și al pământului. Ți-a spus să vii către mine. De ce te-ai îndoit? De ce te-ai îndoit? De ce de vântul ce bătea împotriva. Așa și noi, în marea vieții noastre,
și care vin în continuare. Nu trebuie să ne temem. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de toate aceste furtuni. Credință și în felul acesta vom reuși să biruim lumea. Deci Mântuitorul ne avertizează. În lume multe necazuri veți avea, dar îndrăzniți și noi putem să o biruim cu ajutorul lui. Toți creștinii care au înțeles cuvintele Mântuitorului și le-au ascultat și le-au urmat și au sfințit viața. Cum vă spun, sunt destule cărți care vorbesc despre viețile oamenilor simpli care au trăit ca niște sfinți cu daruri deosebite primite nevoință, prin rugăciune, prin post, prin deasa spovedanie și împărtășanie, prin nelipsirea de la Sfânta Liturghie. Acestea căile care ne duc la sfințenie. Iar sfinții noștri citind despre ei, descoperim că ei n-au lipsit niciodată de la Sfânta Liturghie. Nu și-au permis să le lipsească de la Sfânta Liturghie, nu și-au dorit să le lipsească de la Sfânta Liturghie. S-au împărtășit tot timpul cu Sfintele Taine, au respectat tate, a milosteniei către cei necălăjiți și amărâți. Deci, toți credincioșii care au ascultat de cuvântul într-un vas curat imediat, cum spuneau mulți sfinți părinți, că dacă vasul este curat, harul Duhului
prevarsă toate darurile cele bogate. Toate darurile, și nu ne referim aici la daruri materiale, la bani sau la lucruri care nu sunt de folos, ci darurile acestea, darul înainte vederii, darul de a face minuni, de a vindeca oameni bolnavi, de vindeca, știu și animalele bolnave, de a face să plouă atunci când era sece, și așa mai departe. Deci darurile cele bogate ale Duhului sunt să revarsă se curățește și care caută să se sfințească. Asta voi sunteți temple ale Duhului Sfânt, spune, sunt apostolul Pavel, trupurile voastre, dar nu știți ale Duhului Sfânt. Deci creștinii care au înțeles că trupul acesta nu este spre păcat, ci spre virtute, și s-au luptat ca să în virtute, le-a revărsat Duhul Sfânt daruri nenumărate prin care s-au sfințit și alții. Au văzut modele și au luat modele și au încercat parte să discutăm, că ne apropiem și de sărbătoarea Sfântului Dimitrie. Sunt Dimitrie Basarabov, și sunt Dimitrie din Tesalonic, sigur, de pe 26, care la fel are Sfintele Moaștea acolo la Tesalonic și din care izvorăște mirne extraordinar dintr-un trup, nu iarăși oamenii de știință au încercat și vor încerca să explice minunile prin rațiune.
să explice cum acel trup iată mor de 1700 de ani izvorăște mir. Mir pe care credincioșii îl primesc când dar se ung cu el și cu credință se vindecă de bolile lor sau de dorințele lor sau doleanțele și problemele lor. La fel sunt Dimitrie Basarabov, care a trăit aici într-o peșteră aproape de noi, peste Dunăre, în satul Basarabov. Și-a sfințit viața și-a trăit într-o însingurare și într-o rupere de lume, dar rugându-se pentru lume. Însăși moartea lui a fost una simplă și necunoscută și abia după ceva timp venind apa mare a râului lung care trece pe acolo prin preajma a scos la iveală Sfintele Moaște. El a dorit să trăiască în răzmerire și simplitate chiar și după moarte. Adică trupul lui să fie retras, dar Dumnezeu l-a scos și cum citim în Acatistul Sfântului Dimitrie Basarabov că locuitorii satului au văzut o lumină strălucitoare și au crezut că este o comoară. Sunt galben de aur, dar când au dat pietrele și au descoperit trupul întreg al Sfântului Dimitrie Basarabov, s-au minunat și au lăudat pe Dumnezeu pentru acest sfânt părinte care le-a sfințit și lor pământurile, locurile, sigur. Și la București va fi pelerinaj în zilele următoare și cu
siguranță că se vor duce iar mii de oameni și se vor închina. Și știu la fel, știu din povestirile unor câte minuni s-au întâmplat și la București, la moaștele Sfântului Dimitrie, chiar și noi că am făcut practic acolo când am fost hirotoniți și am și am simțit multă bucurie la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov. Deci și Sfinții ne atrag. Prin simplitatea lor. Iată, prin simplitatea lor, prin trăirea lor, prin viața lor, prin nevoința lor. Și orice om care simte la un moment dat că este de toate grijile vieții acestea și de toate problemele acestea de care ne lovim, simte nevoia să se refugieze în ceva, să se retragă, să se liniștească, pentru că aceasta a fost încă de la începuturi starea omului. Aceasta de simplitate, de rugăciune, de retragere. Mi-a plăcut foarte mult cuvântul al înaltului Teofan de la Iași în preajma sărbătorilor și de regulă l-am mai urmărit așa cât o predică sau mi-a plăcut foarte mult că pune accentul pe lucrul acesta. Fraților creștini, fiecare dintre dumneavoastră să încercă să vă retrageți. Unde v-am pustie, ci pustia că căsuței dumneavoastră. Pustia sufletului dumneavoastră. Retrăgeți-vă acolo și spuneți o rugăciune cu multă credință înaintea lui Dumnezeu și încercați să vă faceți din
arătați și la televizor cu atâtea emisiuni de care nu mai au care nu aduc niciun folos fletesc. Care se întâmplă prin lume sau știu și o filme numai cu război și cu adică violență. Sigur că omul la un moment dat se simte bombardat și simte nevoie. Și să se liniștească. Și sigur că nu te poți liniști altfel decât în Dumnezeu. Nu poți altfel decât în Dumnezeu. Spunând o rugăciune, citind o carte de folos duhovnicesc, un paraclis al Maicii Domnului, citind un acatist al Sfântului Dimitrie Basarov sau al Sfintei Parascheva, pentru că îi simțim aproape de noi, că sunt aici pe lângă noi. Există alt drum. Unii se refugiază, săraci sigur, în băutură sau în alte, dar nu aceasta este cale. La patimilor care nu fac decât să îl încătușeze și să aducă nefericire, să aducă tulburare, să aducă haos în viață. Oameni. Iată cum sfinții ne vin în ajutor. Iată cum sfinții nu rămâne cunoscuți. Și vorbind de Sfânt Dimitrie Cuvios, Dimitrie Basarabov, faptul că Dumnezeu nu l-a lăsat ascuns, da, și criticat această comoară de mare preț la lumină, ca iată credincioșii să o vadă și să se bucure și să se sfințească. În felul acesta și pasărea pustie
Samaria, Egipteanca. Iată cum Dumnezeu n-a lăsat-o acolo ascunsă. N-a lăsat ascunsă toată nevoința acei 47 de ani de pocăință. 47 de ani în care nu a văzut chip de om sau animal. 47 de ani în care a trăit atâtea lipsuri fără mâncare, fără apă, fără de ani de pocăință după o viață pe care au început de prost în desfrânare. Iată cât de mare vedem iubirea lui Dumnezeu, de mare vedem răbdarea lui și cât de mult ne așteaptă el pe noi, pe toți, să venim să ne întoarcem înapoi și să devenim acasă în Sfânta Biserică. Și iată cum primește pocăința celor care vin cu credință, care vin cu inima curată și în felul acesta nu face decât să ne primească. Ne repună în demnitatea de fii și fiice ale lui. Sigur că pe lângă Sfinții cuvioși și cuvioase pe cinstim în calendarul nostru și în biserica noastră ortodoxă. Avem o sumedenie de sfinți care mai înainte au fost mari păcătoși. Avem tâlhari, avem desfrânate, avem criminali, avem
pare, auzindu un cuvânt, și-au îndreptat viața. Auzindu un cuvânt despre pocăință, au simțit acolo fulgerul acela, inima lor și imediat au lăsat totul și s-au închinat viața lui Dumnezeu și au ajuns sfinții mari pe care îi prăznuim astăzi, cum a spus de Sfânta Egipteană, dar cum v-aș spune despre sfintele femei care mai înainte au fost desfărânate, Sfânta Pelagia, Sfânta Taisia, care le cinstim au fost acum de curând în zilele trecute, în luna octombrie, Sfânta Pelagia și Sfânta Taisia, care au fost femei desfrânate, dar atunci când au auzit de Hristos și de pocăință și de posibilitatea de întoarcere, pentru că resimțeau starea lor păcătoasă, au renunțat la tot ceea ce agonisit și s-au dus, s-au retras din lume și au închinat viața lui Dumnezeu și s-au pocăit, au plâns pentru păcatele lor și n-au rămas ca modele. Mi-a rămas imaginea aceasta pe care un părinte îmbunătățit o avea față de Magdalena și sigur nu numai apropo de viața păcătoasă pe care a avut-o ca un bulgăre ce se ce cade pe panta muntelui și la un moment dat se oprește. Se oprește în momentul în care aude de Mântuitorul Iisus Hristos. Și în momentul în care îl cunoaște, în momentul în care aude de învățătura
a iubi pe vrăjmașii tăi, iată că rămâne și îl urmează până la capăt. Iată cum Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Câți soare, părinte, profesor, acești pelerini care ajung la în Sfintele Biserici, în pelerinaj. Iată, în Sfintele care ajung la moaștele sfinților. Câți oare din aceștia se folosesc cu adevărat de această cu sfinții. Trăim cu nădejde că cea mai mare parte dintre ei, poate toți, Doamne ajută, ne-am bucurat și până la urmă bucuria cea mare ar fi pentru Hristos. Dacă toți cei care merg acolo s-ar folosi de acest pelerinaj, de aceste pelerinaje care se săvârșesc, semnalele cel puțin așa din ceea ce cunoaștem și dintre fiii noștri duhovnicești care se spovedesc la noi și cu care le discutăm, semnalele sunt bune, că majoritatea se duc cu nădejde și cu dorința de a se folosi de ajutorul sfinților. Cunosc că, sigur, printre credincioșii noștri sunt de mulți dintre ei care suferă, care au boli necurățătoare sau necazuri în familie sau știu și alte probleme dar mergând la sfinți, mergând în pelerinajele
acestea se întorc cu mai multă nădejde, cu mai multă putere. Și spun, părinte, am câștigat puțină putere și merg mai departe. Trebuie fie bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă nu va fi într-un totul bine, dar trag nădejdea că măcar ne mai liniștim puțin. Se mai puțin necazul și putem mergem mai departe, ba chiar cu multă bucurie am descoperit că bolile au stagnat. Dar nici n-au înaintat bolile, ci au rămas pe loc. Împărtășindu-se mereu, spovedindu-se mereu, rugându-se cu credință, având rânduiala de post. Aceștia luptă în fiecare zi cu viața, luptă cu starea aceasta, pentru că să fim sinceri acum, oricare dacă am suferit, am avea tendința să cârtim de ce ni se întâmplă nouă așa și foarte mult spun de ce, părinte, mi se întâmplă tocmai mie. Dar ce suntem vreun între noi atât de deosebiți încă să nu se întâmple. Toți suntem păcătoși. Toți greșim înaintea lui Dumnezeu. Toți facem în așa fel să nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu și atunci pentru păcatele noastre suferim pentru că asta este realitatea. De aceea nu trebuie să punem întrebarea de ce ar trebui să ne punem întrebarea a doua, oare atât de mult am greșit înaintea ta? Oare nu cumva din cauza păcatelor mele fiecare trebuie să ne vinovățim pe noi și să nu dăm vina nici pe Dumnezeu, nici pe altcineva.
ce ni se întâmplă. Sfânta Parascheva, că am vorbit de ea, a murit la o vârstă tânără. Floarea vârstei. Sfânta muceniță Filofteia, care a murit-o la fel, la o vârstă fragedă. Și sunt o grămadă de sfinți care nu viața, așa cum se tot propovădește la televizor, să ne trăim viața, să știu și eu, Dumnezeu știe ce-or mai vrea să spună cu asta și ce-or mai în înțelegerea asta lumească, să străiești viața. Nu am făcut ca să Hristos. Dar au trăit o viață intensă atâta cât au avut Sfântul Vasile cel Mare și lui este demnă de ascultat și de urmat. A 349 de ani. Din 49 de ani nu mai 11 a trăit ca și creștin, cu toate că și înainte să primească botezul la 30 de ani, a trăit ca un creștin, doar că n-a fost luminat prin botez, dar după ce s-a botezat, venit slujitor al lui Dumnezeu, a mers prin pustie, a cunoscut viețile părinților din pustie, a scris acele frumoase reguli mari și reguli mici pentru monahism, și de acolo s-a folosit cum să trăiască cât mai curat înaintea lui Dumnezeu. A fel a fost feciorelnic în toată viața lui, iar din cei 4 a slujit ca ierar, ca episcop, a fost episcop, arhiepiscop al Cezarei Capadociei. Dar ce vreau să semnalez faptul că în 9
cât alții în 40. Adică a trăit atât de intens și a lucrat atât de mult pentru biserică și pentru aducerea credincioșilor, aducerea turmei către Hristos, încât alții au făcut lucrarea aceasta poate în 40-50 de ani. Deci, nu contează cantitatea vieții. Cât trăim, nu contează vârsta, nu contează anii îndelungați, că aceștia, cum spune la înțelepciunea lui Solomon, anii nu se socotesc după timp, pe care o are fiecare dintre cei care vor să trăiască după voia lui Dumnezeu. Deci, puțin, mai puțin contează vârsta, ci contează intensitatea cu care trăim în relația noastră cu Hristos și până la urmă sunt sfinții care s-au pocăit pe patul de moarte sau cu puțin înainte de moartea lor, dar jertfa pe care au făcut-o, adică au fost în stare prin bolile necurățătoare, prin știu și eu, prin suferințele pe care le mucenicii de care le pomenim mereu în biserică, că sunt mucenic Gheorghe, sunt mucenic Dimitrie și toți sfinții mucenici de care le pomenim. Toți aceștia poate au fost păcătoși, dar atunci când au auzit de Hristos, au simțit acea dorință să-și dea viața, să-și verse sângele pentru Hristos. În ultimile zile ale vieții lor, poate în ultimile clipe, dar atât de intens le-au trăit acele clipe încât a curățat toată starea lor de dinainte. Și aici se vede frumusețea ortodoxiei noastre, frumusețea lui Dumnezeu, că
mereu caut să atârne mântuirea unui om și de un lucru mărunt. Știi, și mi-a luat aminte de o pildă din Patrick cu acel bogat care atunci când un sărac a venit să-i ceară fiind zgârcit și văzându-l la poartă pe sărac a aruncat cu o pâine după el. Și s-a întâmplat ca după puțin timp să moară bogatul și să fie adus înaintea lui Dumnezeu la judecă. Și au venit diavolii și au adus toate păcatele lui și le-a pus pe talera acolo și îngerii au zis: Doamne, dar noi ce să-i punem? Că nu avem nicio faptă bună în acestui om. Ce să-i punem noi în atunci a venit îngerul păzitor și a zis: stați puțin. Și am o pâine cu care aruncat după un sărac. Haideți să o punem pe taler. Și când au pus-o întărim mai mult decât toate păcatele pe care le făcuse în viața lui. Deci Dumnezeu caută să mântuiască un om și să se atârne Dumnezeu și de cel mai mult lucru pe care îl face omul pentru Dumnezeu și pentru sufletul lui. Frumos spunea un părinte că din 24 de ore o oră stă Dumnezeu pe scaunul dreptății și 23 de ore pe scaunul milostivit. Foarte frumos. Iată cât de mare este iubirea lui față de noi și răbdarea lui față de noi. Ați menționat mai devreme atâția sfinți și mă gândeam așa cu câte emoție sfântă așteptăm 14 octombrie, da? Pentru a merge la Iași cu Vioasa Paraschieva. Da.
27 octombrie la Sfântul Dimitrie Basarabov, apoi la Sfânta de 7 decembrie. Iată cum sunt zile sfinte pentru noi și această întâlnire cu sfinții ne aduce o mare bucurie. Sunteți pelerin, părinte, profesor, în Sfântul Munte Athos. Am văzut că vă duceți frecvent. Și v-aș întreba, voi doar de Sfântul Munte. Sigur că mi-este doar de Sfântul Munte și ceea ce mă atrage sunt tocmai mulțimea sfintelor moaște, a sfintelor icoane făcătoare din minunea ale Maicii Domnului, care revarsă atâta bucurie mergem acolo, ne revarsă și ne ajută și simțim ajutor de la Maica Domnului. Și așa cum v-am spus, mai ales Sfintele Moaște. Care mănăstire din Sfântul Munte deține un tezaur de Sfintele Moaște. Mănăstirea Vatopedu, care deține capul Sfântului Am gură de aur, pentru că anul acesta a fost declarat anul marilor păstori de suflete al Sfântului în gură de aur și al marilor păstori de suflete. Probabil că am mai menționat și într-o altă emisiune de lucrul acesta, dar cu riscul de a mă repeta, capul Sfântului era în gură de aur cu urechea, stângă neputrezită întreagă cu partea aceasta a capului, cu pielea întreagă și cu urechea întreagă. Este o minune ca după 1600 de ani să rămână așa. Și care este de miri și miroase
extraordinar, pentru că știm Sfântul Ioan Gură de Aur a fost cu adevărat un atlet al lui Hristos, așa cum scria un mare un scriitor, un autor, marele atlet al lui Hristos. Capul Sfântului Grigorie teologul, capul Sfântului Vasile cel Mare, care se găsește la Mănăstirea Mare a Lavră. Deci, iată, pe cei trei sfinți ai prăznuim și ale căror Sfinte Moaște vor veni la București săptămâna viitoare, zilele acestea, pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie Basarab. Tot din Sfântul Munte vor veni moaștele, alte părticele din moaștele Sfinților de la Mănăstirea Sfântului Pavel. Sigur, iată, la Mănăstirea Sfântului Pavel se găsesc darurile magilor, aurul, smirna și tămâia care au fost aduse de magi Mântuitorului când s-a născut. Moaște de la ceilalți sfinți, de la Sfântul Nectarie, de la Sfântul Ioan Botezătorul, de la Sfântul Arhidiacon Ștefan. Brâul Maicii Domnului, care se găsește la Mănăstirea Vatopedu, și Sfintele Icoane, care, așa cum am spus, sunt făcătoare de minuni și revarsă multă putere și mult ajutor celor care merg acolo. Vedeți cum am spus, fiecare om simte voia să se retragă pentru puțin timp într-un loc liniștit, să uite de toate grijile acestei lumi și să poată să spună două cuvinte de taină lui Dumnezeu. Maicii Domnului. Eu așa văd pelerinajul și de aceea și simt nevoia să ajung acolo în Sfântul Munte Atos.
pentru puțin timp, că nu pentru multe zile mergem, dar acel puțin timp înseamnă foarte mult pentru nebunia asta a vieții pe care o trăim de zi cu zi. Viața noastră aici pe pământ poate fi asemănată unui pelerinaj. Unui pelerinaj dar un prin care să găsim și să dobândim sfințenia. Pentru că, iată, am vorbit de sfinți, vedem că mare dar de la Dumnezeu. Da. Însă pentru a-l primi trebuie să avem această nevoință, această dorință în a face în trupurile și în sufletele noastre, în a fi acele vase curate de care vorbeați mai devreme și sigur că acest trup să fie templu al Duhului Sfânt. Să nu uităm că sfinții au fost oameni simpli. Oameni simpli ca noi, dar oameni care iată auzit cuvântul lui Dumnezeu și l-au urmat pe el. Mă gândesc la cuvioasa Parascheva, care mergând cu mama ei Sofia, da? În epivata care este pe partea de nord a Mării Marmara la 30 de kilometri de Istanbul, da, mergând cu mama mai Sofia la biserică, a ascultat cuvintele Evangheliei, cuvintele Mântuitorului, cel ce vrea să vină
se lepede de sine, să-și acrucea și să-i urmeze. Iată, la inimă au atins aceste cuvinte și sigur că și-ar fi pus în acea întrebare cum, Doamne, să-ți urmezi Mesie. Cum să vin către tine? Cum să-mi iau crucea să-ți urmezi? Și iată că răspunsul tainic a venit din partea mirei lui Ceresc, care i-a spus: îmbracă haina îngerească. Și știm foarte bine că la 18 ani, când părinții vreau să o căsătorească, s-o potolească cu atâtea milostenii, pentru că erau foarte stăriți și milostenile nenumărate se simt, începuseră să se simtă în casă. Se gândeau că o să o potolească cu căsătorie. Dar iată că cuvioasa are puterea de la Dumnezeu, da? De a părăsi căminul, de a părăsi viața de familie și de urma mirelui celui ceresc. Și iată ce dar minunat primit Sfințenia și noi darul acesta de care ne bucurăm an de an pe data de 14 octombrie și nu numai. Dori să menționez că mă gândeam în timp ce spuneați lucrurile acestea că iarăși un alt folos, duhovnicesc de pe urma pelerinajului la Sfinții este faptul că aceștia Sfinții la judecata lui Dumnezeu vor sta de față
viața lui. Să se roage Sfinților, aceia la rândul lor se vor ruga în timpul judecății înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de acest suflet care a venit mereu și s-a nevoit acolo, a stat în ploaie, în frig, în vânt, a stat acolo și s-a nevoit ca să se închine mie. Ai milă de acest suflet și socotește aceeași jertfă pentru păcatele lui. Așa vor sta Sfinții de față. De aceea vă spuneam că am citind acolo și oamenii aceștia spuneau, rugați-vă Sfinților, pentru că ei mijlocesc și mijlocesc cu adevărat. Mijlocesc și acum că trăim în viață, dar vor fi prezenți la împreună cu Maica Domnului și toți cei care se roagă Maicii Domnului, că mereu spunem oamenilor credincioșilor noștri la slujbe, la sărbătorile Domnului și nu să ne rugăm Maicii Domnului pentru că ea pururea stă în genunchi, ea pururea plânge la crimile ei nu se termină niciodată. Pururea plânge pentru oamenii de pe acest pământ, pentru noi credincioși, în primul rând pentru creștini ortodoxi, își varsă lacrimile și stă în genunchi neîncetat. Pentru noi și cât suntem aici în viață, dar mai ales în momentul morții și mai ales în momentul judecății. Aceea vedeți oamenii într-un fel cred că simt lucrul acesta. Vedeți, mulți se gândesc, Doamne, nu fac nimic pentru sufletul meu, nu mă rog cât ar trebui. Postez cât ar
trebuie, poate nu mă duc la slujbă cât ar trebui, dar mergând către cei către sfinți, au nădejdea aceasta că înaintea lui Dumnezeu la judecat va conta acele efort de a sta în frig, în ploaie, în vânt. Pentru ce? Ca să spun o zmerită rugăciune, ca să se închine Sfintelor Moaște și pe Sfânta Parascheva, pe Sfântul Dimitrie, Sfintele lui Dumnezeu, Sfântă, roagă-te pentru mine. Așa simplu, în simplitate, pentru că până la urmă la Dumnezeu trebuie să spui cuvinte alese. Dumnezeu, roagă-te pentru mine și mijlocește că sunt un om păcătos. Nu fac nimic bun înaintea ta, Doamne. Înaintea lui Dumnezeu nu fac nimic bun. Dar mijlocește totuși și pentru pentru copiii mei, pentru mântuirea tuturor, pentru iertarea păcatelor. Și atunci, când vom merge la judecată fiecare, avem această nădejde că Sfinții sunt și se roagă pentru noi. Asta este rostul pelerinajului în primul rând. Că ne punem nădejdea în sfinți, că ei vor mijloci și acum la judecata noastră. Cei care nu merg sau cei care denigrează, sigur că au de pierdut. Și aș încheia prin cuvântul pe care spune Dostoievski într-una din scrierile lui, care l-a preluat și cel înțeles de la acel filozof Pascal, parcă dacă Dumnezeu nu există, tu nu crezi, n-ai pierdut nimic. Dar dacă Dumnezeu există și tu n-ai crezut, ai pierdut tot. Asta se întâmplă cu credincioși și noștri care denigrează pe Dumnezeu și biserica și
ajunge la judecat și că vom ajunge cu toți la judecat prin cuvintele noastre vom fi judecați și prin trăirea noastră vom fi judecați prin ceea ce am trăit. A trăit o viață fără Dumnezeu, n-avem cum să trăim și dincolo, n-avem cum să trăim dincolo o viață cu Dumnezeu, dacă aici am trăit-o fără Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce a semănat, aceea vom exact. Părinte, profesor, mulțumim din suflet pentru prezența în emisiune. Nădăjdim să ne vedem, și cu alte ocazii. Cum o rândui prea bunul Dumnezeu și Maica Domnului și Sfinții noștri să ne rugăm înaintea Sfinților noștri să ne ajute și să mijlocească pentru ne dăruiască Dumnezeu darurile sale cele bogate. Amin. Amin. Stimați telespectatori, iată a noastră a ajuns la final. Să nu uităm să căutăm prietenia Sfinților, prietenia veșnică a Sfinților, Sfinții mijlocitori înaintea tronului Dumnezeu alături de preasfânta născătoare și pururea Fecioara Maria și cu toții să primim acest îndemn, această chemare, fiți desăvârșiți spre cum și Tatăl vostru cel ceresc, desăvârșit este. Pentru atenție.